Dacă v-ați gândit că litoralul românesc înseamnă doar plajă, mare și lenevit la soare, v-ați înșelat. Vă puteți bucura și de pescuit. Așa au făcut cei care au ajuns în acest weekend pe malul lacului Corbu. Cei mai buni pescari și-au arătat talentele la undiță și au fost premiați pentru capturile lor. O oază de răcoare și multe undițe a fost peisajul pe care lacul Corbu l-a oferit în acest weekend. Relaxare, dar și competiție. De asta au avut parte pescarii. Și-au scos la înaintare cele mai bune undițe, dar și toată îndemânarea. O captură medie are în jur de 5 kg, noi zicem că punctează, de la 5 kg în sus se punctează. Foarte mulțumim, așteptăm mai mare. Este aici, balta are pește și e vreme pentru așa ceva. Vremea ne ajută, capturile sunt mari, sunt pești aproape de 20 de kilograme. Iar cei mai experimentați au avut și câteva sfaturi de oferit. În primul rând, aș zice eu, că are nevoie de răbdare. În al doilea rând, are nevoie să înveți, are nevoie de experiență. Și în ultimul rând, trebuie să fie inspirat și inteligent, trebuie să adapteze situațiilor. Suntem la un concurs pe calitate, un concurs în care punctează doar cei mai mari 10 pești prinși de fiecare echipă. Orgoliile sunt mari, echipele sunt foarte bune, echipe care sunt campioane naționale. La așa o concurență, departajarea s-a făcut cu ajutorul cântarului. Greu, dar frumos. Una peste alta, un concurs reușit, în toate punctele de vedere. Cu peste care îți dă, până în ultima clipă, șanse de a ieși pe un podium, de a câștiga. Anul acesta, peste 200 de sportivi au participat la concursul care a ajuns la ediția cu numărul 22.